Salut și bine ai revenit la curs! Aceasta este lecția 2 din cursul pentru Streamlabs OBS, cursul la care înveți cum să faci live-uri profesionale, live-uri care să arate exact așa cum îți dorești tu. În lecția de astăzi vei învăța despre partea audio, despre mixerul audio, cum să faci toate setările pe partea de audio, cum să setezi bine microfonul, cum să pui chiar niște efecte pe microfon sau cum să captezi sunetul din desktop. Și apoi vei învăța despre widget-uri, cum să adaugi acele alerte pe ecran, când cineva dă un subscribe, când cineva face o donație sau alte alerte care vrei tu să apară pe ecran. Dacă nu ai văzut lecția 1 din acest curs, îți recomand prima dată să mergi să urmărești lecția 1, îți voi lăsa link la descriere. Ai nevoie de informațiile din lecția anterioară pentru a pune în practică ceea ce vei învăța astăzi. Așa că mergi prima dată și urmărește lecția 1 dacă nu ai urmărit-o. Dacă ai urmărit-o și ai pus în practică ceea ce este acolo, hai să mergem direct în Streamlabs OBS să continuăm cursul. În lecția 1 ai învățat despre principiul de funcționare al softului Streamlabs OBS, despre interfața softului, despre cum să adaugi scene și cum să adaugi surse. Acum, hai să mergem la partea audio. În primul rând, să presupunem că vrei să conectezi un microfon ca cei care te urmăresc să te audă. Sunt două modalități de a face lucrul ăsta și depinde doar de necesitățile tale. Prima variantă este să mergi la Settings, la Audio și aici avem canalele. La mic Auxiliary Device One să alegi microfonul tău. Spre exemplu, al meu este acesta. Am ales microfonul. Dau Done și acum el a apărut aici în mixer și funcționează. Acesta este microfonul meu. Ideea la această variantă este că el este activ în orice sursă. Dacă mergi la sursa la cadrul 2, dacă mergi la cadrul 3, te vei auzi în toate cadrele, în toate scenele. Acum, să presupunem că ai o scenă ca scena 2, care este neagră și are doar un text, începem imediat. Și aici nu vrei să te auzi. Nu vrei să ai microfonul activ în această scenă. Poți să mergi manual să dai mute la microfon aici în mixer, dar este foarte complicat. Sau poți să setezi din start ca microfonul tău să nu fie activ în scena 2. Asta înseamnă că mergem la setări, mergem la audio și dezactivăm microfonul din mixer cu disable. Ok, și acum nu mai avem microfonul în mixer. Și adăugăm manual microfonul doar în scenele în care vrem să se audă microfonul. Cum facem asta? Să presupunem că aici în scena asta vreau microfonul. Mergem la plus adăugăm un audio input capture, add source, îi spune microfon, add source, și de aici, din listă, alegi microfonul tău. Astea, aici, microfoanele apar în funcție de ce microfon ai tu conectat la PC-ul tău. Mergi, spre exemplu, eu mi-aleg uh, microfonul Rodecaster Pro Stereo. Ok, dan și am microfonul în această scenă. Dacă aș vrea să am microfonul și în scena 3, spre exemplu, mă întorc la scena 1, Copiez cu control C microfonul, merg la scena 3, control V și am microfonul și în scena 3. Iar în scena 2, dacă merg, nu am microfonul. Așa putem să uh, alegem în ce scene să ne auzim sau nu. Există aceste două variante. Nu există variantă uh, greșită sau corectă. Depinde de necesitățile tale. În condițiile în care nu ai un microfon extern și ai un webcam care are microfon încorporat sau ai o cameră, un mirrorless care este conectat la PC printr-o placă de captură și vrei să folosești microfonul intern al camerei, în momentul în care conectezi camera la Streamlabs OBS, o adaugi ca sursă, o să apară și în mixer, cum se întâmplă acum la mine. Da? A apărut automat camera principală. Acum este oprită, am dat aici mute, dar dacă o deschid, se va auzi microfonul intern al camerei. Dacă folosești un webcam, cu microfon intern, așa vei activa microfonul intern al webcam-ului, o să apară în momentul în care adaugi sursa aici. Uh, în general nu folosesc microfoanele interne pentru că sunt mai slăbuțe, dar dacă nu ai al microfon, poți folosi liniștit microfonul intern al webcam-ului tău. Și acum să trecem la o parte foarte interesantă. Cum să capturezi cu Streamlabs OBS sunetul calculatorului, desktopului? Adică dacă tu intri pe YouTube și dai play la o melodie, cum să facem în așa fel încât melodia aceea să se audă și pe live. Sau dacă dai play la o melodie într-un player sau deschizi un videoclip într-un player, cum să facem să se audă acel videoclip și pe live. E destul de simplu. Hai să-ți arăt. Dacă ești pe Windows, mergi la Settings, Audio și din Desktop Audio Device One alege Default. În cazul în care nu ai acest default și nu funcționează, mergi în Control Panel la System, Sound, în partea de jos ai App, Volume and Device Preferences, merge aici și ai grijă ca aplicațiile care vrei să se audă să fie pe default și să aibă volum. Am setat default, apăsăm Done și acum a apărut aici Desktop Audio care face o captură a sunetului pe care tu îl playezi pe desktop, pe YouTube sau într-un orice alt player. În cazul în care ești pe Mac, situația e puțin mai complicată, dar se poate rezolva. Trebuie să mergi pe streamlabsobs.com la acest link, îl voi lăsa la descriere, să descarci I show you și mai jos găsești toate detaliile despre cum să instalezi și să setezi acest I show you, ca să poți captura sunetul desktopului unui Mac. Și acum ți-ai făcut setup-ul, ai sunetul de pe desktop atunci când vrei și microfonul. Dar la microfon nu ai destul volum. Te-ai dus aici în mixer, ai dat la maxim, în interfața ta audio ai dat la maxim, ai făcut tot ce se poate și totuși te auzi foarte încet pe live. Ce poți să faci? Există niște filtre. Mergem aici în mixer pe tracul microfonului, apăsăm pe Settings aici, Filters și adăugăm un filtru. Spre exemplu, adăugăm Gain. Gainul amplifică volumul. Dai, dai Gain mai mare sau mai mic. Mai avem Noise Suppression, Invert Polarity, Noise Gate, Compressor, Limiter, Expander și așa mai departe nu vă recomand să exagerați cu ele, pentru că nu sunt cele mai bune filtre, dar uneori funcționează. Un compresor sau un limiter sunt utile uneori dacă știți să le folosiți, dacă nu puteți să căutați să vedeți cum funcționează un limiter, un compresor și așa mai departe. Acum, punem un gain. Ale ul filter name gain, îi dau un done și aici avem un slider de unde putem să adăugăm mai mult volum. Da? Odată ce îl crezi, voi crește cu 6, cu 7, cu 8 decibeli, cât am nevoie. Acum, vedem că aici a intrat în roșu și când era la zero era în, în partea verde-galben, așa cum ar trebui să fie, da? Normal, ca să se audă bine, trebuie să fie în verde-galben, niciodată în roșu. Din păcate, la Streamlabs OBS, din câte am testat eu și am testat destul de mult, acest vumetru nu prea este real. Adică aveam vocea verde-galben exact așa cum o vedeți acum și pe stream auzeam foarte, foarte încet. Așa că am fost nevoit să vin la filtru, să adaug un gain și să amplific cu 7-8 decibel. Nu dați foarte mult și întotdeauna faceți teste. Faceți un live pe YouTube, spre exemplu, unlisted, uitați-vă cu câțiva prieteni și setați sunetul ca să se audă foarte, foarte bine. Înainte să mergeți live undeva, este necesar să faceți foarte, foarte multe teste. Dacă, spre exemplu, vrei să te asiguri că ai un limiter și nu trece peste nivelul maxim, poți merge la filters, să mai adaugi și un, un limiter. Dan și să pui un limiter la, spre exemplu, minus 6, minus 4, minus 2 decibeli și așa mai departe. Limiterul și compresorul sau alte filtre trebuie să înveți cum să le folosești. Da? Sunt destul de complexe și trebuie să înveți să le folosești, dar în cazul în care ai gainul destul de mic, mergi la gain și poți să crești volumul, dar testează întotdeauna ca să nu îi deranjezi pe cei care urmăresc live-ul. Mai există o situație, poate ai un microfon profesional, conectat la o interfață audio. Microfoanele sunt mono. Dacă ai conectat microfonul la interfața audio printr-un XLR, microfonul va fi mono. Și s-ar putea ca cei de acasă să te audă într-o singură cască. Eu am pățit asta. Atunci, mergi aici la mixer, la settings, la întreg mixerul, nu la tracul de microfon, la mixer, mergi la settings și la tracul de microfon activează acest down mix to mono. Și în momentul acela ei te vor auzi în ambele căști. Să presupunem că faci live vorbești la microfon, ai o melodie în fundal sau un joc și vrei să fii sigur că totul se aude și pe live. Asta înseamnă că tu trebuie să monitorizezi live-ul. Cum facem asta? Trebuie să ai, spre exemplu, o interfață audio sau casca conectată la interfața audio a calculatorului și să rutăm totul în așa fel încât să plece pe stream, sunetul să plece pe live, dar să îl auzim și noi în cască. Și asta o facem în felul următor. Din nou mergem la settings la mixer, și la canalele pe care vrem să le auzim în cască, canalele pe care vrem să le monitorizăm, vom alege Monitor and Output. Dacă vrem să meargă și pe stream, să le și auzim. Dacă vrem Monitor Only, doar le vom auzi. De exemplu, dacă avem pe un canal separat pe cineva cu care stăm de vorbă în cască, putem să-l punem să-l auzim doar noi și el să nu meargă pe, și pe stream. Așa mai departe, sau oprim monitorizarea de tot. La canalele pe care vrem să le acuzim în cască și să meargă și pe stream, trebuie să activăm monitor and output. Sau dacă doar vrem să le auzim, activăm doar monitor only. Uh. Astea sunt setări pe care trebuie să le testați, să le probați, să stați puțin să vă faceți setup-ul complet. Am setat ce canale vrem să fie monitorizate, ce canale vrem să uh, auzim în cască, le-am setat selectându-le de aici. Și acum trebuie să setăm device-ul pe care facem monitorizarea, spre exemplu, interfața audio a calculatorului și la care am conectat căștile. Trebuie să alegem unde să plece sunetul monitorizat, așa că mergem la Settings, mergem la Advanced... Și aici avem Audio Monitoring Device. Și aici alegem interfața audio la care am conectat căștile și unde vrem să iasă sunetul. Mare atenție, nu dați sunetul de monitorizare în boxe tare, pentru că o să-l capteze din nou microfonul și o să iasă microfonie și o să fie o buclă de sunet, o să iasă un haos. Deci monitorizați live-ul întotdeauna în căști. Cum ne asigurăm că toate canalele care vrem noi să plece pe live, sunetul care vrem noi să plece pe live, o să și plece. Cei de acasă îl și aud. Este destul de simplu. Mergem la setări la mixer, și la canalele care vrem să se audă pe live, activăm spre exemplu tracul 1. La desktop audio este activat tracul 1, la microfon este activat tracul 1, la camera principală nu este, pentru că nu vreau ca sunetul de la camera principală să plece pe live. Așa că am activat tracul 1 la desktop audio și la microfon și acum merg în settings, output. Și la streaming audio track îi pun trackul 1. Adică toate canalele care au bifat trackul 1 vor merge pe stream. Despre restul canalelor vom vorbi altădată, le puteți lăsa așa cum sunt o candidată. Și acum să rezolvăm o mare problemă. Sunetul decalat de imagine. Foarte mulți spun, am o mare problemă. Am sunetul decalat de imagine. Ce să fac? Decalajul ăsta are foarte mulți factori. Poate veni din foarte multe probleme. Spre exemplu, din procesare sau din latența interfeței audio în funcție de interfața audio pe care o folosesc. Sunt foarte mulți factori, dar o putem rezolva. Cum facem asta? Prima dată mergem la settings, la output, la recording și setăm cum să facem înregistrările. Unde? Fișierul unde să facă înregistrările, unde să găsim înregistrările, tracul să fie 1, înregistrez MP4, aici setați în funcție de placa video pe care o aveți, puteți software sau hardware and VEC new, dacă aveți așa ceva. În rest, toate sunt ok. Deci înregistrările mere vor, vor, merge în D, Streams, Recording. Apoi Done. Și acum vă recomand să faceți o înregistrare. Cum faceți asta? În momentul în care aveți microfonul pornit și camera pornită, fără să mergeți pe live, doar apăsați pe REC. Și acum înregistrează. Vorbiți la microfon în fața camerei, opriți înregistrarea după ce ați vorbit, mergeți și urmăriți ceea ce ați înregistrat. Dacă acolo vedeți un decalaj între voce și imagine, mergem la mixer, și la microfon adăugăm acest sync offset, adăugăm spre exemplu 100 de milisecunde, după care facem din nou o altă înregistrare. Dacă și la înregistrare aceasta mai avem uh, diferență, mai avem decalaj între voce și audio, mergem la mixer și punem 200 și mergem câte puțin, câte puțin, Până vedem că pe înregistrare nu mai există decalaj. Dacă nu mai există decalaj între voce și audio pe înregistrare, nu, nu o să mai fie decalaj nici pe live. Așa facem testele și setăm totul în așa fel încât să fie sincronizare. Cu multă practică, atenție, răbdare și o grămadă de teste, poți ajunge să ai sunetul pe care ți-l dorești în live-ul tău. Acum să mergem la o parte extraordinar de cerută de toată lumea cum să punem acele widgeturi pe ecran, acele alerte, când cineva dă un subscribe, când cineva face o donație și alte alerte care pot să apară la tine pe ecran. Hai să vedem cum punem aceste alerte. În acest curs vom lua ca exemplu platforma YouTube. În primul rând, trebuie să fii logat cu canalul tău de YouTube pe Streamlabs OBS softul Streamlabs OBS ca să arate o alertă despre cine ți-a dat ție subscribe pe canalul de YouTube, trebuie să aibă acces la canalul de YouTube. Și asta cum faci? Cum te loghezi pe canalul de YouTube cu Streamlabs OBS? Mergi în stânga jos la Settings și aici jos ai loginul. Da, te poți loga. Eu acum sunt logat cu canalul meu de YouTube. Tu trebuie să te loghezi cu canalul tău de YouTube. În al doilea rând, trebuie să mergi la dashboardul Streamlabs OBS și să instalezi un plugin. Cum facem asta? Mergem în dashboard, aici în stânga, intră în Dashboard. Avem aici All Widgets. Și aici avem Stream Labels. Mergi pe Stream Labels și aici instalezi varianta pentru Windows, pentru OSX sau pentru Debian. Acest plugin, în momentul în care îl instalezi, îți spune că va crea un folder unde va salva niște fișiere TXT, unde el va pune numele celor care îți dau subscribe, donează și așa mai departe. Ai grijă unde alegi acel fișier să nu îl ștergi. Și după ce ai instalat și acest plugin, trebuie doar să adaugi widgeturile. În scena noastră acum avem camera, avem o burtieră cu text și logo-ul. Să presupunem că aș vrea ca aici să apară o animație în momentul în care cineva îmi dă subscribe. Hai să vedem ce widgeturi putem adăuga. Mergem pe acest plus din nou la sursă și aici avem widgeturile. Aici am avut sursele și aici avem widgeturile. Avem alert box, care înseamnă donații, subscriberi, followeri, host, bits și așa mai departe. Subscription goal. Câți subscriber vrei tu să obții într-un live? Îți poți spune un target, să zic așa. Uite, aici este un exemplu cu 20. Aș vrea ca în live-ul ăsta să câștig 20 de subscriber. Și până acum am 6. Crește această bară în funcție de cât subscriber obții tu. Chatbox. Să apară chat pe ecran. The Ger, un borcan în care se adună donații și așa mai departe. Stream cel care conduce live-ul. Spinwell, o roată pe care o poți învârti ca să faci concursuri și așa mai departe. Media Share, să pui tu ceva, un fișier uh, media. Stream uh, Label. Aici poți să pui care este cel mai nou follower, cel mai nou subscriber, care este cele mai noi donații, care uh, donatorul top, da, cel mai mare donator al tuturor timpurilor și așa mai departe. Donation Gold din nou poți să -ți faci un target de donații, spre exemplu, în acest exemplu, cineva are nevoie de 140 de dolari, asta este targetul, atât vrea el să strângă și a strâns 127, 125 de dolari până în momentul de față. Tip ticker, cei care au dat un tip se învârt așa pe ecran, este ca o burtieră care care merge permanent, event list, evenimentele care s-au întâmplat, donații, subscriptions, follows, bits și așa mai departe your account, cât se uită acum pe YouTube, cât se uită pe Twitch, spre exemplu, credite la sfârșitul live-ului. Poți o creditele cu cei care au donat, cei care au fost pe super, ce și așa mai departe. Sponsor banner, dacă faci live-uri pentru a-ți promova business-ul, pentru a promova o afacere, poți pune bannerei cu produsele tale și așa mai departe. Poți să faci reclamă sau poate ești streamer și ai parteneriat cu un magazin, cu un brand, cu o firmă și vrei să faci reclamă stream-ul tău, e foarte, foarte bine de aici poți să pui bannere. Member goal, din nou, targetul tău de membri, vrea, cineva vrea să ajungă aici, în exemplu ăsta, la 20 de membri și până acum a făcut 6 membri, a adunat 6 membri din 20 și un instant replay, să pui un replay dintr-un joc sau ceva de genul acesta. Hai să mergem prima dată cu alert box, să luăm exemplu alert box. Când cineva dă subscribe, alert, alert box, add source, îi voi pune alert box, îl las așa, add source și acum îmi arată ce se va întâmpla. Aici pot să pun pentru donații, activez, da, vreau când primesc o donație să se întâmple ceva. Merge nu, super chat nu, vreau când cineva uh, mai dă subscribe, da, când am un subscriber nou, din nou să se întâmple ceva, îl activez și pe el. Și acum hai să personalizez când cineva îmi dă o donație, ce se întâmplă, cum, cum apare treaba. Aici uh, vom avea un preview, dar title message... Name, numele celui care a donat, un mesaj, a donat, spre exemplu, și amount înseamnă suma. Da? Astea sunt deja uh, setate de ei, doar am schimbat eu donated with cu a donat. Alegem fontul, alegem font size, uh, dimensiunea fontului, culorile și așa mai departe. Apoi mergem la media. Și aici alegem. Ce animație să apară în cazul în care avem o animație? Eu am o animație făcută de un designer profesionist cu mine ținând camera și așa mai departe. În cazul în care nu ai o animație, poți merge la Change Media, la Stock Files, Images și aici avem niște imagini și niște animații deja pe care Streamlabs ni le oferă. Poți să alegi orice animație vrei tu care să apară în momentul în care cineva face o donație. Ales animația și apeși pe OK și o să apară aici. Apoi sunet, din nou, change media, poți merge la stock files în cazul în care nu ai ceva personalizat, alegi sounds și de aici alegi sunetul pe care îl vrei. Acestea cu prime sunt contra cost, acestea fără sunt gratuite, găsești sunete ok ca să spui un sunet de alertă, îl alegi pe cel pe care ți-l dorești, apoi apeși pe done. Și în momentul acesta avem o animație cu un sunet setat, mai jos putem să setăm și volumul. Dacă vrei să faci un test, să vezi ce se întâmplă, apeși pe test widget, Donation și acum îți arată cum ar arăta, da, animația ta. John a donat 4 dolari. Aici se spune că este un test, dar nu ai primit de fapt 4 dolari. Și vezi cum o să apară. Mai jos mergem la animation. Și ai fade in, cum să fie tranziția, da, cum să apară. Fade out, ai mai multe variante de tranziție. Cât să dureze, 10 secunde spre exemplu, cum să se miște textul, dacă textul să aibă un delay. Și așa mai departe. Sau cum să apară uh, mesajul donatorului. Poți să alegi de aici fonturi, dimensiuni și așa mai departe. Apoi mergem la subscriber. Când cineva dă subscribe. Din nou, același lucru. Uh, care să fie titlul mesajului. Spre exemplu am lăsat numele. Spre exemplu Ion. A intrat în armata creatorilor smart. Așa am eu mesajul. Apoi font, font size, din nou dimensiunea fontului, culorile. Mai jos media, același lucru. alege animația, alege sunetul și volumul și uite, așa ai setat și pentru subscriber. Și acum voi da un dan. Am setat la donații și la subscriber. Puteți să-mi setați și la super, ce, ce la merge sau la ce vreți voi, și apăsăm pe dan. Și acum aici avem această acest widget inserat. Nu apare nimic pentru că n-a făcut nimeni nicio donație, el fac la dimensiunea la care aș vrea eu să fie și pot să-i fac un test. În dreapta aici jos avem test widgets și voi spune, spre exemplu, subscriber și voi apăsa să văd cum o să apară. Așa o să apară în momentul în care cineva dă subscribe canalul meu de YouTube. Sau merg la donation, așa o să apară în momentul în care cineva face o donație. Vreau să fie mai mic, voi face acest alert box mai mic. Din nou, cum apare de subscribe, aș vrea să fie mai mare, aș vrea să fie poziționat în altă parte, îl voi lăsa aici deocamdată, uh, nu, îl voi pune în stânga sus și îl voi bloca să nu îl mai mici din greșeală. Și în momentul în care cineva de subscribe, o să apară în stânga sus acest widget. Acum mai luăm un exemplu. Și să spunem că aș vrea aici să apară cel mai nou subscriber. Când cineva de subscribe, să apară aici și să rămână până de altcineva subscribe, el să fie cel mai nou subscriber. Mergem la plus, widgetul care ar fi? Ar fi stream label, da, pentru că știu, new subscribers, new followers și așa mai departe. Add search, voi spune cel mai nou subscriber. Add search, perfect. Și aici în lista asta trebuie să căutăm funcția pe care noi o vrem, adică cel mai nou subscriber. Și voi căuta most recent subscriber. Most recent donator, nu? Most recent subscriber, l-am găsit. Poc, mi-a apărut aici, Uh, fontul las la fel, dimensiunea, mă uit aici în stânga să văd cât de mare este, vreau să fie puțin mai mare, uh, îi voi scoate opacitatea la background, ca să aibă background și îl voi face negru. Și acum am aici cel mai nou subscriber. Mare atenție! S-ar putea la început să nu vă apară niciun nume, să fie un, un label gol, pentru că nu va da nimeni subscribe de când v-ați conectat cu softul la YouTube și a stat cu softul deschis. Da? S-ar putea la început să nu vă arate nimic. La mine arată pentru că am deja subscriberi fiind cu softul pornit și conectat la YouTube, dacă nu vă arată nimic, puneți labelul așa gol și o să apară în momentul în care cineva dă subscribe și sunteți cu softul pornit și conectat la canalul vostru de YouTube. Și în față, acum aș vrea să scriu cel mai nou subscriber, dar știm să facem deja asta, pentru că am făcut textul acesta pe burtieră, Aici ar fi bine să fie gândit din start, cum este desenată burtiera, să avem un fundal desenat cu cel mai nou subscriber. Revin la partea de grafică. Partea de grafică ține doar de creativitatea voastră. Dacă nu vă pricepeți, căutați și vorbiți cu un designer profesionist să vă deseneze el grafica. Dar să scriem aici în față cel mai nou subscriber, merg la plus, text de data aceasta, add source. Nu vreau să fie textul de pe burtieră, voi scrie cel mai nou Așa o să apară. Îi voi face fundal negru și lui. Ok. Și îl voi pune aici în față. Cel mai nou subscriber. Aduc și subscriberul mai aproape. Și acum am pe ecran tot timpul aici se va modifica cel mai nou subscriber. Nu arată foarte bine, pentru că am făcut un exemplu foarte rapid, dar dacă vă ocupați așa cum trebuie de grafică, veți avea o grafică care să arate foarte, foarte bine. Și acum mai testăm o dată widget-ul, la test widgets am subscribers, vor apărea aici, aici am cel mai nou subscriber și pot să merg tot așa cu o grămadă de alte funcții. Pot să dau plus, stream label, add source, să zic cel mai nou donator, add source, caut aici cel mai nou donator, most recent super chatter, o să fie numele și suma, dar astea sunt presetate de ei, nu vă faceți griji, după care aleg fontul, din nou style, din nou uh, culoare, opacitate și așa mai departe, background și așa mai departe, acum pentru exemplu ăsta îl fac tot negru, dar puteți să puneți un fundal roșu, spre exemplu, și o să apară cu roșu, da? îl pun și pe la aici, acesta va fi cel mai nou donator, din nou voi pune text în față, voi copia acest cel mai nou subscriber ca să meargă mai repede treaba de dragul exemplului. Îl voi pune aici și voi schimba doar textul, property, voi spune cel mai nou donator. Și acum am aici cel mai nou donator și cel mai nou subscriber permanent pe ecran. În momentul în care cineva donează și este mai nou, se va updata automat din YouTube. Și uite așa adăugăm și widgeturi, adăugăm ce vrem noi pe ecran. Nu exagerați pentru că nu e ok să fie foarte, foarte multe informații pe ecran în același timp pentru că distrage atenția celui care se uită. Vă puteți inspira de pe internet, sunt o grămadă de modele de grafică deja făcute care arată foarte, foarte bine. Din nou puteți să vorbiți cu un designer profesionist să vă deseneze o grafică care să arate exact așa cum vă doriți voi. Cum să faci setările ca imaginea și întreg live-ul tău să arate super super bine. Cum să conectezi softul Streamlabs OBS la platforme ca YouTube sau Facebook. Cum să controlezi mai ușor live-ul și să nu ai probleme, să nu te încurci să stai cu mouse-ul pe ecran și să pierzi vreme. Tips and tricks despre echipamente, ce echipamente să folosești ca să îți ușurezi munca. Q&A și multe altele urmează în lecțiile următoare. Așa că apasă pe butonul subscribe, activează clopoțelul și ne vedem la lecțiile următoare.